Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Am să vă fac astăzi citirea în cărți pentru săptămâna viitoare. Deci este doi, ia să vă luni, da, de pe 2 până pe 8, da, 2-8, prima săptămână din septembrie, 2-8 septembrie. Mulțumesc pentru sprijin, pentru vizualizări, prezență, pentru like-uri noilor abonați. Bun, nu uitați că este o citire generală, o citire colectivă și pentru domni și pentru doamne. Și da, luați doar ce vă convine, cu ce rezonați, ce vă place. Și nu uitați că până la urmă ne și distrăm un pic sau acolo unde nu, lucrurile nu merg bine, puteți schimba energiile. Știți foarte bine, v-am explicat cum. Până la urmă, destinul și viața stă cumva în alegerile noastre. Bun, haideți să vedem. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată poate postul să ți-am pus numai de ghicit. Astăzi te deschid pentru toți cei care vor privi acest video, această citire, această etalare, 2-8 septembrie. Să fi de bine să vă luminați, să fi de rău să vă întunecați. Amin. Bun. Vedeți că un pic de tot începutul de săptămână nu este favorabil. Cred că deja ați primit o veste astăzi, nu cred, sunt convinsă că deja ați primit astăzi o veste, deci astăzi este sâmbătă, da? Și eu simt așa că ceva v-a dat peste cap. Ori programul săptămânii viitoare, ori cineva a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt și trebuie să găsiți o altă alternativă, dar în orice caz, porniți un pic într-o dezamăgire, da? Această săptămână, unii dintre voi. Așteptați o hotărâre din partea unui om de stat, nu contează că este femeie sau bărbat, sau voi sunteți femeie sau bărbat, da? Așteptați o hotărâre, ați așteptat o veste, de fapt, ați așteptat o rezolvare, deși ați fi dat probabil cel mai frumos cadou sau și luna de pe cer sau și toată șpaga din lume, ca să zic așa pe românește, direct. Această realizare a întârziat să vină. Probabil că ați așteptat ceva săptămâna asta, ați așteptat ceva și nu s-a înfăptuit. Și din această cauză porniți cu stângul, un pic cu stângul, v-am spus, cu ușoare dezamăgiri, dar eu zic că totuși deja luni sau marți veți primi o veste bună din partea acestei persoane de stat. Sau poate fi doctor, poate fi o persoană cu putere, influentă sau pur și simplu o persoană care vă poate ajuta într-o problemă. Și da, veți da bani sau cadou, să știți. Dar eu așa zic că luni și marți lucrurile se vor schimba. Da? Deci stați liniștiți cumva. Da? În altă ordine de idei, veți primi până marți niște bani, nu știu, ați câștigat un proces, trebuie să vi se dea niște bani înapoi de la servici, nu știu, recuperați niște bani dintr-o instituție de stat. Da? Probabil unde nici n-ați mai lucrat cu turnul ăsta. A fost o transformare mai urâtă, ori ați plecat, ori ați fost dați afară, nu știu, dar vine o recuperare. Acum mai poate fi
Pentru că totuși dăm de viitorul apropiat, dăm pentru săptămâna ce urmează, poate fi și altă variantă, într-adevăr să plecați de la un loc de muncă și să fiți renumerați, da? Nu știu, să vă dea ceva în plus, să primiți ceva sau chiar și ceva care este al vostru, dar luați mai la pachet, așa, mai ceva, un pic mai mult, mai... Da? Bun, oboseală, multă oboseală după transformarea asta. Pe de altă parte, nu știu, cred că vă și despărțiți de cineva, dar nu este vorba de dragoste. Zic că ar fi aici careva dintre voi, vă despărțiți de o persoană care v-a ajutat, da? Vă separați, vă despărțiți, s-a terminat colaborarea, ați încheiat un contract sau ceva și această persoană pleacă la drum. Poate fi, nu știu, poate să fie și pe dragoste, dar nu cred. Da, eu zic că s-a terminat un contract, o colaborare, s-a încheiat ceva. Și într-adevăr, eu simt așa să vă spun că totuși până pe data de 15 septembrie veți fi la foc automat foarte mulți dintre voi. Veți fi foarte aglomerați, toate sunt pe spatele vostru. Nu mai știți cum să vă organizați, aveți foarte mult de lucru, sunteți foarte mult pe drumuri, dar după 15 septembrie, ce credeți, simt așa că vi se schimbă soarta, viața, destinul, e ca și cum dintr-o dată se rezolvă toate și vă ușurați. Hai că sunt curioasă, da? Iarăși, văd notariat. Deci mergeți la un notariat săptămâna asta, 100%. Ce faceți? Ce se face la un notar? Se semnează acte, da? Vă căsătoriți, dați declarații unii dintre voi, da? Vă îndrăgostiți, vă mutați împreună, vă căsătoriți cu iubitul, iubita, dați declarații la notar. Sunteți un pic îngândurați de aceste declarații, dar e ca și cum faceți o separare de bunuri sau pur și simplu faceți ceva aici la notar, dar este pe dragoste și nu e împărțeală de bunuri, este ca și cum, mă scuzați, se plimbă lumea cu bicicletele electrice pe aici sau ceva, deci este ca și cum faceți niște acte să vă puneți la adăpost, acum la notar, acum că vă căsătoriți sau nu, sau este în legătură cu persoana iubită, în orice caz este o persoană la care țineți. Sau este o relație destul de apropiată, oricum. Uite, vedeți ce v-am spus. Vor trece după 15 septembrie anumite probleme, veți scăpa de ele. Mergeți la notar, semnați actele astea. Și pe urmă veți avea o bucurie și totuși un drum de ales. Aici e cu bucurie, dar sunteți și într-o... veți fi bine, dar sunteți un pic... Nu știți încotro să o luați, în stânga sau în dreapta. Veți avea de ales. Ia să vedem ce aveți de ales aici. Până la urmă e cu realizare, cu rezolvare, indiferent, cu stabilitate... Da? Și cu bucurie, uite, cu noroc. Veți alege bine. Ce veți alege? Veți alege bine după notarul ăsta până la urmă, că undeva veți avea de o stabilitate după acest notariat. Ori ține tot de actele pe care le veți face, sau poate sunt, nu știu, sunt niște acte aici. Dar în orice caz, aceste acte vin cu noroc, cu realizare și ce veți alege va fi bine. Da? Mai mult noroc veți avea și după data de 22 septembrie. Da, uite, dau pentru săptămâna viitoare. Bun, mai departe, miercuri, joi, vineri, cam pe la mijlocul săptămânii. Un bărbat, am aici un bărbat de roșu, dacă vă recunoașteți, domnilor,
Aveți totuși aveți un blocaj către un examen, multă bârfă, dar nu știu, nu, până la urmă n-aș lua chiar examen, aș lua mai mult un post de la serviciu. Există aici un post la serviciu pe care îl doriți și sunteți un pic blocat de alte persoane, oricare sunteți bărbați, da? Vă blochează cineva pe locul de muncă. Sunteți un pic blocați, vreți să faceți ceva, să avansați, dar îmi cade un blocaj, îmi cade bârfă multă pe acest loc de muncă. Desigur că în viitor aveți încă șanse și aveți drumurile deschise și vești bune și stabilitate, da? Deci până la urmă se termină cu bine, dar probabil că nu în această săptămână veți rezolva ceea ce doriți. Alții dintre dumneavoastră poate doriți să vă faceți o nouă afacere și încă învățați despre ea sau încă studiați despre această afacere. Sau pentru un examen încă studiați, dar nu văd că săptămâna viitoare ați lua examenul, v-ați face o afacere sau încă sunteți în recunoaștere. Da? Sănătatea. Sănătatea aici, sunteți într-adevăr îndoiți un pic pe sănătate. Vă este frică că nu sunteți bine, vă este frică că se va întoarce o depresie sau că acum vă simțiți mai bine, dar nici voi nu sunteți convinși de fapt dacă vă simțiți sau nu bine, dar văd o ușoară depresie aici, da? Sunteți îndoiți de ceea ce ați avut, vă este frică să nu revină, este ceva din trecut. Să știți că această supărare, îndoială, depresie sau această teamă, frică, poate fi deja din ultimii 4 ani sau 7 ani, 4-7 ani, deci până la 7 ani, da? E ceva care v-a deranjat de atâția ani încoace. Este ceva peste care încă nu aveți puterea să treceți. Aveți dușmani la locul de muncă, să știți. Unii dintre voi, ia uite, și-a mai scos și șarpele, că exact ce nu trebuia. Dar bineînțeles că nu toți, luați doar, v-am spus ce vă convine și acolo unde rezonați, că nu toți aveți dușman la locul de muncă, de aici am ieșit și sunt curioasă acum totuși, haideți să văd dacă reușesc să simt, să văd care dintre voi este, că sunteți totuși câțiva aici, cam sunteți 8, 9, 10 persoane, uite, da, care aveți dușmani la locul de muncă, mai ales dacă aveți și o șefă mai în vârstă, da? Și acolo sunt probleme. Dacă sunteți născuți pe 20 și între 23, 23, 24, 25 în orice lună și acolo sunt probleme la servici, dacă sunteți născuți în luna iunie, alții dintre voi aveți niște probleme la servici. Veți afla niște, nu neapărat niște secrete, veți găsi alternativa pentru o stabilitate, veți găsi un drum nou pentru stabilitate, pentru afacere, casă, servici, relație, da? În săptămâna aceasta, după a doua jumătate a săptămânii, să știți că veți găsi acolo cheia, să zic așa, care, nu știu, vă va deschide, cred că nu ușa, ci mintea, da? Mintea. Și veți înțelege mai bine cum stau lucrurile. Deci, până la sfârșitul săptămânii, voi vă hotărâți dacă vreți să fiți liniștiți sau nu. Și aici intervine, se pare, pentru liniștea voastră și stabilitatea voastră, tind să cred că mai repede va interveni o separare decât o căsătorie, să zic. Da?
pentru că îmi cade drumul ăsta, lumina asta, drumul ăsta nou pe stabilitate cu lacrimi, ceea ce înseamnă sau cu blocaj, ceea ce înseamnă că voi practic nu știți ce să faceți într-o situație, unii dintre voi, și e ca și cum cu cheia asta vă deschideți mintea și veți gândi drept, să zic. Alții dintre voi vă veți ridica cu bucurie pe sănătate până la sfârșitul săptămânii, majoritatea, da? Deși v-am spus că mulți aveți o îndoială aici, aveți grijă că, din nou, îmi cade că munciți mult, discutați mult la muncă. Sunt multe discuții, vor fi niște schimbări săptămâna asta la mulți dintre voi. Asta ce înseamnă? Se închide compania, se fac restructurări, chestii de genul acesta. Unii dintre voi vor pleca și vor găsi un alt job în altă parte, alții vă unii dintre voi chiar și la drum lung. Sau dacă sunteți în străinătate, de asemenea, vă veți schimba locul de muncă cu un alt drum, pe un alt drum sau un alt loc de muncă. Este același lucru, nu trebuie neapărat să schimbați orașul. Dar ce vreau să spun cu asta? Vreau să stați liniștiți că nu vă văd într-o pagubă majoră de bani. Da? Toți care v-ați certat, v-ați despărțit sau sunteți despărțiți sau în relații și nu vă merge bine, să știți că, nu știu, cumva până la sfârșitul săptămânii se iau niște decizii, v-am spus și mă repet, se iau niște decizii care vă vor liniști. Unii se despart, alții se împac. Da? Uite, cu bucuria asta pe relație, nu neapărat căsătorie, că nu trebuie să fiți toți căsătoriți, da? Se pare că unii dintre voi vă și împăcați, dar aveți alții dintre dumneavoastră, aveți și intuiția asta de a afla adevărul, de a afla niște secrete, de a vă da jos vălul de pe ochi, ca să spun așa, și atunci veți lua niște hotărâri care până la urmă, chiar dacă vă despărțiți, vă ridicați cu bucurie, adică veți fi liniștiți și veți avea stabilitate. Cei care trebuie să facă o schimbare de casă sau vă este frică că plecați la un drum, că rămâneți fără o casă, că sunteți dați afară din casă, cam aici o problemă, uite, luptați să rămâneți într-o casă, o să vă ajute o persoană din familie până la urmă, dar nu vă convine, vă dați seama, să rămâneți fără casă și să vă mergeți, vă ajută cineva într-adevăr, dar nu e casa voastră. Veți avea un nou început cu o familie care e din casa voastră, din, de pe lângă voi, sunt vecinii, familie, dar sunt oameni apropiați și schimbare majoră, hotărâtă, foarte bine, va avea unde sunteți? Taurul și punct. Cred că Taur este. Cred. Mereu spun cred, dar nu în sensul că nu știu exact ce este, că doar arată că e Taurul. Și mi-a zis cineva dintre dumneavoastră, tot timpul crezi, tu nu știi nimica, doar bănuiești, habar n-ai să dai în cărți. Și i-am spus astăzi, așa este, aveți dreptate. Dar uite ce, pentru Tauri, berbeci, de asemenea, că văd și zodii de foc până la urmă, uite, și aici e zodii de foc, deci zodii de foc și zodii de pământ, hotărâri foarte frumoase în săptămâna asta până la sfârșit. Ieșiți totuși din nou dintr-o abuscadă, sunteți prinși, încorsetați în ceva, dar vă veți elibera cumva, veți găsi soluția, iar cei care au o problemă cu o casă și nu mai pot sta, stau în chirie, vor proprietarii să vândă, nu știți unde să vă mutați, stați într-o casă la stat și vă dă statul afară sau cineva, nu rămâneți chiar pe
pe drumuri. Pentru moment găsiți soluția și într-adevăr aveți sprijin din partea unei perechi și din partea deci a unei femei, da? Deci sunt două femei și un bărbat, dintre care unii sunt pereche, da? Să știți că veți fi sprijiniți. Da, da, cade cu pagubă pe casa, acolo unde e situația care v-am explicat-o. Multe discuții despre o afacere, o firmă, o companie, dar nu este că lucrați voi. Aici văd că este afacerea voastră. Vă veți așeza la masă cu, nu știu, cu lucrătorii, cu angajații, cu cine vreți voi, cu cei cu care aveți această afacere. Se poate întâmpla aici să fie chiar și o afacere de familie, pentru că văd cumva că voi petreceți împreună, voi stați împreună, petreceți mult timp împreună, da? Și veți lua niște hotărâri pentru această afacere și în 5 luni de zile o să fie mult mai bine și frumos. Veți, nu știu, în 5 luni sau să zic cu bătaie luna mai, va fi mult mai bine. Sau dacă începeți o afacere, da? De-abia în mai vă stabilizați, da? Sau o să înceapă să vă meargă mult mai bine, veți schimba lucruri acolo. Văd foarte, nu știu, foarte multe schimbări, simt așa că vin după data de 12, 13, 14, 15 septembrie încolo, văd și nuntă, văd vă căsătoriți. Vine un, oricine ați fi, că sunteți bărbat, femeie, vă vine un partener de la drum. Veți face acte, veți face iar acte, vă cade șapte, dar șaptele ca și cifră, șaptele bun, nu șaptele rău, că sunt și sus și jos, cu șeptarii puteți să urcați sau puteți coborâ, da? Dar aici e o discuție serioasă, veți afla niște secrete de la un partener care vine de la drum și veți pune lucrurile la punct, e ca o ușurare și asta în a doua jumătate a săptămânii și rezolvați o problemă pe un spital aici cu ajutorul lui Dumnezeu, cu credință, cu ritualuri, cu ceva. După ce vă eliberați de niște situații, nu vreau să zic că săptămâna aceasta, eu vă spun până pe 15 septembrie, fiți atenți ce vă spun, voi o să vă eliberați de multe chestii. Eu vă spun că primul lucru care îl vreți, vreți să plecați două zile la munte, la mare, în străinătate, oriunde, da? Vă veți încheia anumite situații care vă vor duce la un drum până la urmă. Veți face și drumuri scurte și drumuri lungi după 15 septembrie, dar vă eliberați, vă ușurați după niște probleme, da? Sunt multe aici, sunteți mulți, unii, de exemplu, sunteți bolnavi sau sunteți mai bolnăviori și o să vă faceți bine. Alții aveți grijă de persoane bolnave și nu mai știți ce să faceți cu ele, dar până la urmă o să le dați de cap. Alții, v-am spus, se fac restructurări, schimbați serviciu, nu știți încotro să o luați. Veți fi cu creierii împrăștiați, da? La 2.20. Însă vreau să spun că din toată oboseala aceasta, din tot stresul, din tot ce aveți pe umeri, pentru că vine o săptămână grea, eu chiar două aproape, da? Nu vreau să bag teama în voi sau frica în voi, dar veți avea în continuu ceva de făcut, în continuu, la foc automat. Până la urmă vă eliberați și asta este cel mai important. E adevărat că zici, mamă, sfârșitul septembrie mă rupe o lună întreagă, doar că trebuie să vedeți partea bună a lucrurilor și foarte frumos cade după a doua jumătate a lunii. Uite, și dragoste, veți avea parte de dragoste, da? Și bucurie spre sfârșitul lunii. Vă vin bani neașteptați, nu salariu.
Să dea Dumnezeu, știi cum, chiar și de dacă e sărac sau nu, e ca și cum ai primi și un milion dacă primești cadou. Asta este, fiecare cu soarta lui și cu destinul lui, dar vin niște bani de care nu știi. Vine ceva acolo, poate să vină milionul, suta de mii, să dea Dumnezeu. Da, dar vin bani până la sfârșitul lunii, mai ales pe dragoste, cei care se combină acum, da? Care cunoașteți, veți cunoaște persoane sau sunteți deja cu ele, dar vă mutați împreună, vă căsătoriți, da? Veți avea noroc, găsiți o soluție, găsiți soluții să vă fie, să vă fie mai bine. Foarte frumos aici. Ia uite, rac, scorpion. Pe unii vă caută o persoană care e rac, scorpion, veți avea marea asta realizare, pe alții o femeie sau bărbat de ghindă, în funcție de ce sunteți, vă brunet, brunetă cu ochii negri, în funcție de ce gen sunteți, da? Aveți din nou pe 10 o mare bucurie, 10 septembrie, vreau să știu, da? Pe 10 septembrie, dacă aveți ceva, să știți că va fi bine. Ia uite, numai zodii de apă, foarte multe zodii de apă, rac, scorpion, pești, deci, veți avea realizare cu aceste zodii sau chiar și voi dacă sunteți, dar nu este obligatoriu. Problema este aici că îmi cad foarte multe zodii, deci nu, nici nu mai contează ce sunteți, practic pentru că veți avea de a face cu foarte mulți oameni în această săptămână. Da? Deci foarte mulți oameni de toate genurile, cu străini, cu români, cu, nu știu, de elită, de sânge albastru, cu tot felul de oameni, pentru că aveți mult de lucru. Uitați cum s-a încheiat cartea, cu stabilitate. Deci până la urmă veți triumfa, că aveți afacere, că aveți servicii și vă este frică, că n-aveți bani și vreți bani și n-aveți de un. Ba da! Ba da, veți avea, vă spun, 100%, nici nu mă mai interesează ce cade în a doua, în a treia, în a patra săptămână a lunii septembrie, pentru că energiile se duc, sunt fluide și se duc pe mai mult timp, nu e. Dar eu vă spun atât că până la sfârșitul lunii septembrie scăpați de cel puțin, să nu exagerez, de chiar de vreo 3 probleme, 2-3 probleme scăpați, de 2-3 griji scăpați, da? Și uite, o să vedeți voi. Bun, haideți să scoatem acum 2-3 cărticele, să vedem toți cei care sunteți căsătoriți, care aveți relații serioase sau sunteți în relații, să vedem ce vor partenerii voștri de la voi în această săptămână. Unii chiar sunt legați la ochi, chiar sunt, s-au îndrăgostit la prima vedere de voi, alții dintre voi ați avut și noi începuturi sau veți avea noi începuturi, dar fulgerătoare așa, da. Cineva se îndrăgostește la voi fără să gândească, adică va fi mai mult cu inima decât cu rațiunea. Asta nu înseamnă neapărat că nu meritați așa ceva, dar veți avea norocul totuși ca cineva să vă iubească mai mult. Sau s-a îndrăgostit de voi fără să se gândească la repercursiune. Aici poate fi vorba și de amantlăcuri, de amanți, amante și așa mai departe. Uite, exact ce vă spuneam, pasiune. Este mare pasiune amoroasă cu voi în săptămâna asta și, într-adevăr, aveți puterea să vă faceți iubiți, iubite în această săptămână, veți triumfa în dragoste, da? Veți triumfa. E ca și cum partenera voastră va face numai ce doriți voi. O să fiți mai mult talentate, veți primi probabil unele dintre voi și cadouri. Se întâmplă ceva frumos. Cei care sunteți singuri, unii aveți mojumoane de făcute, da? Sunteți blocați pe dragoste, da? Uite, aici sunt farmecele, da? Dar nu-mi place mie să zic, dar mă rog, ceva acolo, aveți niște încurcături în urma unor lucruri, ci chiar ați fost și despărțiți
Mai ales dacă sunteți femei și ați avut fericire cu un bărbat și s-a terminat după o zi pe alta, ia uite. Dar de la despărțirile astea sau dispariția lui de pe o zi pe alta este de la făcături. Deci trebuie să vă dezlegați, să faceți ceva acolo. Și totuși insist, săptămâna aceasta, pentru cele singure, vine un bărbat de ghindă, o să-l cunoașteți. Aveți ocazia să-l cunoașteți sau sunteți cu el și este plecat la drum și vă vedeți din când în când, dar aveți tot norocul să întâlniți un bărbat de ghindă sau bărbații o femeie blondă de verde. În altă ordine de idei, s-ar putea duminică sau la începutul săptămânii viitoare să aflați și de decesul unei femei de tobă care este supravegheată, deci stă cineva cu ea, acum ori este în spital, ori stă cineva cu ea. Bun, să mergem mai departe, să vedem, să scoatem așa câteva energii, v-am spus, hai să vedem pe sănătate. Finalul săptămânii viitoare pe sănătate, vedeți? Aici mai sunt și lucruri de care nu știți. Sau știți că aveți câteva chestii mici, de exemplu, știți că aveți o depresie sau nu vă simțiți foarte bine, o mică depresie și nu-i dați atenție, da? Deci nu vreți, de fapt aici ce cu cartea asta? Aici nu vreți să credeți că aveți ceva sau nu vreți să concepeți, da? Că poate fi ceva. Și eu zic totuși să încercați să mergeți la doctor dacă aveți oareși ce probleme sau simțiți că ați avea ceva, mai ales dacă sunteți născuți în luna februarie, dacă sunteți cu inițiala de U, de W, inițiala de C sau B în nume sau prenume și zodii de pământ. Totuși zic eu că aveți ceva ascuns pe sănătate și ori nu știți, ori pur și simplu știți și nu vă asumați chestia asta. Credeți că, adică nu credeți că aveți ceva, dar aveți. Bun, cei care aveți servici. Oh, ce frumos! V-am spus eu că veți avea multe satisfacții în viitor. Dacă vă schimbați serviciul, să știți că va fi mai bine ca aici, da? Satisfacții din punct de vedere afacere, servici mutat, schimbat, deci nu este nicio problemă, stați liniștiți. Chiar cei care aveți care ați avut ghinion la servicii în această lună, în ghilimele ghinion, că vă dă afară, că se închide compania sau se fac restructurări, să știți că e mai bine pentru voi, că e ca și cum un șut în fund, în pas înainte, pentru că vouă vă cade mai multă realizare. E sigur că munciți mult mai mult și vă spetiți și vă agitați să vă găsiți servici, dar veți avea mult mai multe satisfacții. Și dacă nu este cazul la ceea ce am spus, înseamnă că în viitor veți avea la locul de muncă mai multe satisfacții, vi se mărește salariul, primiți mai multe bonuri, habar n-am cum se face sau ce se mai face, dar foarte mult pentru cei care sunteți în pești, cu inițiala de a nume sau prenume, poate sunteți născuți și în august, mi-a ieșit și inițiala de ce nume sau prenume, dar nu contează, da, astea sunt și vești bune, vești bune la servici, veți fi foarte, foarte bine. Cei care nu aveți servici, a căzut turnul. În săptămâna aceasta nu cred că vă angajați sau dacă ați avut promisiuni, nu se prea țin de cuvânt, acești oameni, crize, da, o să faceți niște crize, vă veți supăra de ceva, da.
Da, nu, e ca și cum mâine trebuie să mergeți la servici sau luni trebuie să mergeți la servici și ce să vedeți, nu mai e valabil locul de muncă sau eu știu ceva, că vă veți supăra. Bun, cei căsătoriți sau în relații serioase sau care stați împreună sau de mult, vedeți că aici sunt mai multe situații. Careva dintre voi va pleca la drum, iar acolo să știți că veți avea un amant sau o amantă. Deci veți pleca. Nu neapărat că vă despărțiți, din vari motive, nu știu. Și acolo vă veți găsi pe cineva. Dacă deja partenerul vostru este plecat la drum, partenera voastră, e cu ochii pe altcineva, da? Dar oricum și voi, dacă sunteți singuri, fiți cu ochii în patru pe parteneri, pentru că o să cădeți într-un trio relațional. Veți fi într-un trio relațional, iar cineva cu litera E aici este căsătorit și aveți și amant sau amantă, da? Și cei din luna mai, cei cu inițiala de E, vă cad amanți sau amante. Cei care sunteți singuri, sunteți triști, bineînțeles, eu știu că a căzut, sunteți triști, pentru că sunteți singuri. Și doar o parte dintre voi, într-adevăr, veți avea noroc săptămâna asta. Știți care? Exact cei care nu se gândesc la dragoste. Adică aveți alte chestii de rezolvat și uite că veți cunoaște pe cineva. Cei care veți sta atacați și concentrați doar pe faptul că X nu se întoarce sau că nu cunoașteți pe nimeni, veți fi și mai triști, da? Și pe partea materială, vedeți că v-am spus și de bani la începutul cărților, da? Să nu uitați. Și pe partea banilor veți avea o forță de a munci și de a face bani fantastică. Ați avut noroc și în luna august de bani, deși n-ați fi simțit că nu e că a mers foarte bine sau că ați dat pe afară, dar oricum v-a mers mai bine decât v-ați gândit. Veți avea de a face cu cineva și din zodia leului în luna septembrie și chiar dacă sunteți leu, tot cu un leu veți avea de a face, dar pe partea banilor veți avea o energie debordantă, forță să vă faceți banii de care aveți nevoie sau eventual chiar să mai încheiați și contracte sau ceva care vă aduc bani. Mai ales și dacă aveți numărul de destin 11. Mă scuza, se bat ăștia jos. Da? Deci, o carte foarte bună pe bani, dar nu vă cad din cer. Aici e problema că vă iese ceva, dar vă iese vin, dar din muncă. Munca care ați făcut-o, munca care o veți depune, da? Haideți să vedem și sfat de la Arhanghel Isaia și vă spune: e timpul potrivit să dai naștere unor idei și situații noi în viața ta. Eu te veghesc, te călăuzesc și te protejez pe cursul acestor schimbări. Eu v-am spus că veți avea multe schimbări, multe. Și iar mulți dintre voi chiar pe toate în toate planurile. Uite, o să vedeți la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Vă veți aduce aminte de mine. Haideți să mai scot încă una, că sunteți mulți și să văd că n-a căzut. Azure și îți transmite: rezultatul dorit va apărea foarte curând. Dă dovadă de răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. V-am spus că până la urmă lucrurile se aranjează și până la sfârșitul lunii septembrie totul va fi la linie și bla bla bla. Da? Bun. Mulțumesc pentru răbdare, pentru prezență. Vă doresc o săptămână foarte bună, luminată, o săptămână plină de lumină. Să avem totuși o săptămână prosperă. Să fim sănătoși, iubiți, fericiți, veseli, ce să zic. Și na. Tot ce este în dreptul nostru divin, oricum Dumnezeu și Duhul Sfânt este cu noi, cu toți, cu fiecare dintre noi, așa că nu trebuie să vă pierdeți speranța.
La revedere!